Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, am ajuns în luna octombrie, suntem pe data de 15 octombrie 2019 și am zis să vă arăt ceva. Toată lumea la împachetarea pentru iernat folosește ziare, folosește cârpe, folosește tot ce îl doare mintea, dar acum eu atât am căutat și m-am interesat și am găsit o soluție. Dacă în vară am tot folosit uleiul esențial și voi folosi și la anul, am zis hai să căutăm ceva și pentru iarnă și am să vă arăt acest material. Iată, acest material așa arată, asta este sigla. Antibacterial Behave Cover Cloth. Asta înseamnă că această pânză anti-umiditate, deci este pânză anticondens, iată aici, waterproof aici înseamnă anticondens, rezistă mult timp și este antibacterial. Această pânză o să o punem, vă arăt, o punem direct pe rame. Eu am tăiat. Pânza respectivă are două fețe. Nu știu de cât o să se vadă. Această față este fină. Nu are nicio... Dacă dai cu mâna așa, pe n-are nicio problemă. Dar dacă o întorci, pe partea aceasta este mai grunjoasă. Partea aceasta grunjoasă o să vină pe stupi, pe rame. Am înțeles că permite condensului să treacă prin ea. Condensul ajunge în partea superioară, umiditatea care se formează, dacă se formează, și nu lasă să mai treacă înapoi. Bun. Această pânză o să o punem direct pe rame. E foarte bună. O pânză din asta costă vreo 3,50 lei. Asta e tăiată în două, o să vă arăt una întreagă. Dar nu aveți nevoie de una întreagă, că rar sunt colonii care sunt pe 9-10 rame. Sunt rare. Am și eu o singură colonie pe 9 rame, o să-l vedeți în filmul acesta. Iată cum arată o pânză întreagă. E mare, ajunge pentru orice fel de stupi. Dar în țara noastră media de iernare este de 6 rame. Cei care iernează pe 10 rame nici nu-i mai împachetează, că nu mai contează acest lucru pentru ei. Acum, ia să începem să punem aceste pânze. O să-mi iau un mânuș, că nu vreau să fiu înțepat deloc. Este o soluție foarte bună. Am înțeles că nu mucegăiesc aceste pânze, fiind antibacteriene. Sunt tratate cu nanoparticule. Cei care doresc să cumpere, o să le las link în descriere acolo, să vedeți de unde. Se găsește în țară, nu e nicio problemă. Deci, cum arată? Eu am stup, cum am zis, cel mai puternic pe 9 rame, adunat grămadă. Eu am terminat de adunat grămadă de împachetat. Singurul lucru ce mai fac acum este asta. Iată, aici avem pe 5 rame, bine adunat. Albina încă este în ghem. Dăm folia deoparte. Iată, albina este în ghem adunată frumos. La mine e frig noaptea. E adunat frumos pe centru rame. Împachetăm folia. Și o să o dăm la gunoi. La primăvară punem alta curată. Acum mă uit frumos care parte vine pe rame. Iată așa. Așa vine pe rame. Punem pânza. Și asta basta. Punem podișorul.
De sită. Iată ce. Ce bine vine. Dacă vine pe margine un pic afară, în doi, punem capacul și trecem la următorul. Asta e tot. Deci, cum am spus, eu i-am, sunt pregătiți pentru iarna, doar schimb folia cu această pânză anticondens. Pânză anticondens se numește. Închidem stupul, mai deschidem când mai facem verificări. Trecem la următorul. Cei care iernează, să zicem așa, în stup ursul, stați să văd dacă se vede. Ducem camera un pic mai încolo. Așa. Bun, ce am vrut să zic, deci cei care iernează în stup ursul, eu de-a lungul timpului am observat o problemă. Fiindcă nu așezai cuiburile în dreptul ordinișului, se făceau niște curenți de aer care nu prea îi fac bine albinei. Iată, aici avem pe patru rame. Și aici îndepărtăm folia. Ghemul format frumos pe mijloc. Deci la mine este ora 13 ziua. Și avem, să mă uit chiar aici, vine așa. Bun. Punem această pânză foarte frumos, un pic de păturică. Deci, acum, în stup urs, în anii trecuți, iernam unul lângă altul, da? Acum, iernez unul într-o parte și unul în partea cealaltă, ca să fie colonia respectivă în dreptul ordinișului, să nu mai fie, să zic așa, urdinișul să fie într-o parte, nu se face bine schimbul de aer și este o problemă cu iernarea. Dacă ar fi să umple acest gol, pe 7 rame, pe 8, atunci n-ar fi nicio problemă, dar așa este o problemă. Iată și aici avem, aceștia au fost roiuri. Sunt roiuri, iată și aici pe 5 rame, așa arată, tratamentele pe Benspan tras, așa folosim, și uleiul esențial și-a făcut treaba lui, și amitrazul și face treaba lui, eu îl folosesc pe Benz, de acum încolo am văzut că e foarte bun. Așa, am tăiat acea pânză în două, punem deasupra aici. Ne zic dacă am pus-o bine, da? Foarte bine am pus-o, punem păturica. Deci, pânza anticondens se numește. O găsiți, cum am zis, vă las link-ul. Cei care doresc să o achiziționeze, o să o îndepărtăm în primăvară, undeva în luna martie-aprilie, le vom vedea. Dar este o soluție foarte bună pentru a ierna în condiții foarte bune. Iată așa, închidem și aici. Nu mă mai întrebați de lanțuri,
asigură-ți tu cu foarte bine, nu mai cade nici capacul, nici vântul, nici pentru anumiți curioși, e foarte bun. Așa. Doamne ajută, ne vedem la primăvară că e sănătos. Așa. Haideți să vin și la ăsta. Deci, vedeți, acum nu se poate umbla la rame. Eu am făcut, m-am trezit dimineața pe la 6 și la 7 dimineața am făcut 10 stupi, 10 colonii, am mai lăsat încă o zi, am mai făcut 10 colonii și așa. Aici avem o colonie mai mare. Iată, aceasta este o colonie pe 9 rame, mi se pare că. Îndepărtăm folia. O să vă arăt și gemul cum este format. Nylonul ăsta la primăvară, să nu avem probleme. Haideți să vă arăt și ghemul. Iată frumos, pe mijlocul ramelor, centrat până jos. Albina nu prea ce căuta în partea superioară pe rame. Deci, așa arată. Aici îi punem o pânză întreagă. O pânză întreagă îi punem. Iar verificăm care parte e bună. Iată, punem așa. Punem pânza. Punem păturica. Dacă vom găsi păturele ude, le mai schimbăm asta undeva în februarie, cred că. Ianuarie, februarie, vom vedea în funcție de cum. Ceea ce am făcut eu și mai trebuie să fac e să pun pe fundul stupilor polistiren, fiindcă acești stupi au fundul antivarouă și au sertarul din tablă. Atunci eu le pun polistiren. Așa. Asta e. Doamne ne ajută. Dacă ne ajută sănătatea și suntem bine, facem treburi frumoase. Cu deci 50 de colonii, 150 de lei pui această pânză și nu mai hârtie, nu mai nimic. Foarte bun. Închidem și la primăvară ne uităm cu el. Mâncare au. Ce-am mai făcut eu e, am dat găuri în rame, ca neamărin. Când am mai făcut și el filme, că au renunțat. Unii filmează prea mult, alții nu filmează deloc. Atâta mai filmează oamenii că nici nu mai știe ce să arate. Și apoi se încurcă în ei. Bun, mai tai o pânză. Dacă tot filmați, arătați ceva. Nu numai criticați pe unul și pe altul, că ba, vă mai contraziceți unul pe ăla. Iată, am considerat că acesta este un lucru foarte bun. Folosirea pânzei anticondens și antibacterian. Oh, foarte frumos, da? Iată și aici avem tot așa doi. Aruncăm folia cât colo. O, ne mai trebuie folie.
trebuie, dar undeva în martie, zic eu. Iată și aici, ăsta e micuț, e pe 3 rame, dar e foarte frumos, el are albină suficientă, e strâns. E strâns foarte bine. Ghemul se formează o formă de eclipsă. Hai să o albinuț, o duc acolo ca ai treabă până la primăvară. Până la primăvară are albinuța treabă. Să ducă viața mai departe. Așa. Mă uit dacă am pus două sau una. Una. Foarte, foarte ușor. Am pus. Punem păturica. Și să-i fie de bine. Până la primăvară. Dacă am umblat acum la rame, s-ar face un furtișac de numai. Așa nu se face niciun furtișac. Bun. Iată și următorul. Aici este un pic mai mare. Oh, 6 rame, e bun. Ținând cont că în anii trecuți cei mai puternici aveam pe 4, pe 5, acum 6 și 7 rame sunt foarte buni. Trebuie lăsat albine să facă și ghem, trebuie avut grijă să nu fie nici foarte largi. Așa. Punem pânza. Poate v-ați plictisit, dar asta fac eu. Foarte. Pânză, anticondens. Eu n-am mai filmat cum am așezat ghemul. Se vede, sunt apicultori care filmează în fiecare zi câte ceva. În perioada aceasta când altceva n-au de făcut. Așa. Pânză, punem capacul și sănătate. Asta a fost tot. Mulțumesc pentru cei care mă urmăresc. Sănătate, iernare ușoară. Ne vedem la primăvară. Numai bine!